Pregătind materialul anterior, cel despre Mazâr Pașa, lordul englez specializat în problemele țărilor aflate în sfera de influență a Imperiului Otoman, care din postura de general al Armatei Otomane ajunge pentru scurt timp guvernator al Bucureștilor, mi-am dat seama că acesta a fost contemporan cu un fiu de domn moldovean care a ajuns la rândul lui Pașă în Armata Otomană sub numele Muhlis Pașa. Ba a fost și polcovnic în armata rusă, un grad ce-i drept mai mult onorific, fiindcă nu a luptat niciodată în armata imperială a țarului Nicolae al II-lea. Dacă vă mai spun că a câștigat o grămadă de bani din comerțul cu cereale, că a candidat împotriva tatălui său pentru scaunul Moldovei și a fost întotdeauna opțiunea a doua, și când. La unirea din 1859 se căuta un domn comun pentru cele două principate și când în primii ani de domnie ai lui Carol I se punea problema înlocuirea acestuia cu un domn pământean, că a avut mai mulți copii din flori, că a fost implicat în arestarea și interogarea revoluționarilor de la 1848, ceea ce i-a adus câteva dușmănii pe viață, cum ar fi cea lui Manolache Costache Epureanu, că a fost probabil cel mai puternic român al timpului său, că era pasionat de astronomie, muzică și chimie, că a fost spre sfârșitul vieții studentului lui Pasteur, marele chimist și microbiolog francez, că proiecta mașini de zbor pe care le încercau robii săi țigani, s-ar putea să vă trezesc interesul. Așa după cum ați văzut din titlu, este vorba despre Grigore Mihail Sturza, cunoscut și ca Muclis Pașa, sau Beizadea Vițel. Haideți să vedem cum a ajuns acest fiu de domnitor Pașă în armata otomană și de ce era poreclit Beizadea Vițel. Și după cum v-am obișnuit, o să începem cu un mic istoric al familiei din care provenea. Neamul Sturzeștilor este vechi, apare în cronici încă de pe vremea lui Alexandru cel Bun și a fost ridicat în ranguri boierești de Alexandru Lăpușneanu. Un Ioan Sturza a fost pârcălab al cetății Hotin pe la jumătatea secolului XVI și nu era puțin lucru. Trebuia să te bucuri de încrederea Domnului pentru a fi numit la Hotin și de bună seamă că acel Ioan Sturza avea bunăvoința Domnului său din moment ce îl găsim mare hatman și portar al Sucevei, ceea ce însemna că în lipsa Domnitorului el devenea comandantul armatei. Familia capătă tot mai multă vază, putere, bogăție, atât în Moldova, cât și în Rusia și chiar în Transilvania. În secolul XVIII, fiii lui Chiriac, un alt sturza, tot pârcălap de hotin, Ioan și Sandu, din cauza unor neînțelegeri, împart familia în două și cele două ramuri evoluează oarecum diferit, Deși, lucru ciudat, pe parcursul istoriei se întâmplă să se căsătorească între ei. Din ramura lui Sandu Sturza, Moldova a avut primul domn pământean, pe Ioniță Sandu Sturza, care a stat șase ani în domnie, între 1822 și 1828. Un alt Sturza, a ajuns domn în Moldova, a fost Mihail, din ramura lui Ioan, acesta a domnit 15 ani, din 1834 până în 1849, și este tatăl personajului nostru de astăzi. Mihail Sturza a fost un om educat, cunoștea câteva limbi străine, studiase istoria, filozofia, matematica și avea un spirit modernist. Ia o serie de măsuri administrative care sunt benefice pentru bugetul țării dar și pentru buzunarul său. Înființează Academia Mihăileană iar în anul 1844 dă decretul pentru dezrobirea romilor. Acesta s-a căsătorit cu Elisabeta Rosetti în anul 1817. Mirele avea la acea vreme 23 de ani iar mireasa 15. Familia din care provenea mama lui Grigore Sturza nu are nevoie de prea multă prezentare. Rossetti avea origini italiene și bizantine și se stabilise în Moldova prin secolul XVII. După cum bine știm, a dat societății românești o serie de oameni politici, militari, scriitori, poeți, istorici, Chiar un domnitor pe Manolache Gianni Ruset, care a domnit în țara românească între anii 1770-1771 și în Moldova în 1788, ca să nu mai vorbim de revoluționarul Cea Rosetti sau istoricul Radu Rosetti. Căsătoria celor doi a durat doar 5 ani, și după nașterea a doi băieți, Dumitru și Grigore, în anul 1822 cei doi s-au despărțit. Ulterior Elisabeta s-a căsătorit cu hatmanul Constantin Paladi, om blând și cu frică de Dumnezeu, cu care s-a îngăduit de minune și a trăit în bună pace vreo șase ani, până ce soțul îi muri de holera care lovi Moldova la 1831. Mihai Sturza se recăsătorește din rațiuni politice, cu smaranda Vogoride, fica lui Șerban Vogoride, prinț de Samos și fost caimacam al Moldovei care avea mare influență la curtea sultanului și îi obținu firmanul de domnie în schimbul acestei căsătorii. Trebuie să menționez faptul că, în urma despărțirii de Elisabeta Rosetti, cei doi băieți au rămas cu viitorul domn, lucru destul de obișnuit în epocă. Acum că am aflat câte ceva despre părinții subiectului nostru, este momentul să povestim despre el. Grigore s-a născut în anul 1821 la Sculeni, în Moldova. Moldova de atunci, pe moșia boierului Roseti. Satul Sculeni este străbătut de râul Prut, care îl împarte în două. Pe malul drept avem Sculeni de Moldova, pe malul stâng avem Sculeni de Moldova. Vi se pare că are sens? În anul 1834, când tatăl său a ajuns domn al Moldovei, Grigore avea 13 ani și fratele său Dimitrie era cu 2 ani mai mare. Până la această vârstă, educația lor a fost supravegheată de un bătrân și credincios profesor francez, Victor de Lancour. În plus, Mihail Sturza îi înscrie pe amândoi în milițiile domnești. Pe Dimitrie la infanterie, iar pe Grigore la cavalerie. Aceste miliții făceau parte din Departamentul Trebilor din Lăuntru. Ele aveau atribuții în apărarea drepturilor publice și private, acționau în caz de incendiu și cercetau la prima mână delictele și crimele. Mai asigurau de asemenea ordinea la reprezentațiile artistice, supravegheau casele de joc. Și cele de desfrânare. Așadar, cele două Beizadele, căci așa se numeau pruncii domnului țării care ar fi putut să-i urmeze în domnie, au fost înscriși de tatăl lor în aceste miliții pentru a învăța disciplina militară într-un cadru organizat și riguros. În același an, spre sfârșitul verii, îi trimite în Franța. La studii, împreună cu mai mulți fii de boieri moldoveni, printre care îl regăsim pe Grigore Balș, viitor om politic, ce va îndeplini funcția de ministru în aproape toate guvernele, începând cu anul 1859, va fi deputat, va fi senator, unul dintre fondatorii Partidului Conservator. Și îi mai regăsim și pe frații Cogălnicianu, Mihail și Nicolae. În ceea ce privește această primă etapă a studiilor sale, aflăm de la Constantin Gane, care spune despre Grigore Sturza că acesta se străduia la învățătură și avea rezultate bune. Tinerii studiau limbile la modă pentru acele vremuri, greaca, latina, germana, se presupune că franceza o cunoșteau foarte bine din familie, întrucât toți boierii români, inclusiv vodă, vorbeau limba franceză. Aceștia mai luau lecții de desen, erau inițiați în tainele agriculturii moderne și în tehnici militare. Dar viața frumoasă din Franța a fost întreruptă. În urma. Presiunilor făcute de autoritățile țariste, care îl obligă pe Mihail Sturza să îi retragă pe învățăceii noștri și să îi mute în Germania, la Berlin. Imperiului țarist îi displacea profund apropierea societății românești de spiritul liberal al puterilor occidentale, precum Franța sau Anglia, încercând să le păstreze în sfera de influență rigidă, conservatoare, a Germaniei, Austriei și Prusiei, cu care, de altfel, avea alianțe militare. Dar nu a fost neapărat un lucru rău, cel puțin pentru Mihail Cogălnicianu, care este bine să amintim faptul că își urma studiile pe cheltuiala domnitorului, și nici pentru Beizadeaua Grigore. Aceștia au studiat la Berlin, cu profesori renumiți ai vremii, printre care geograful Alexander von Humboldt și fizicianul Heinrich Wilhelm Dove. Știm că Mihail Cogălnicianu a terminat universitatea și a obținut și diploma de licențiat în drept. Grigore însă s-a întors de acolo fără nicio diplomă, deși își terminase studiile, dar pentru un fiu de domn nu era neapărat nevoie să și prezinte o diplomă în sensul studiilor urmate. Mai cunoaștem de asemenea că a urmat și un stagiu de pregătire în domeniul militar, alături de corpul de gardă al armatei imperiale prusace, la arma artilerie. În același timp, în particular, a făcut cursuri de drept bizantin, intenția tatălui său fiind aceea de a-l pregăti pentru domnia Moldovei și Grigore învăța. Despre el au rămas mai multe mărturii ale contemporanilor, cum este de exemplu cea a unui consul francez, Duclo, care spunea Prințul Grigore Sturza este spiritual, nu uită de învățătură și seamănă mult cu tatăl său, dar el se arată mai abil decât acesta. Bineînțeles că tânărul fiu de domn nu era preocupat doar de carte. Ca orice beizadea din orice timpuri, era foarte sensibil la farmecele tinerelor domnițe și mare iubitor de tot ceea ce face dulceața vieții. Și avea succes, fiind un tânăr arătos, înalt, voinic, care se preocupa de aspectul său fizic practicând mai multe sporturi. Porecla beizadea vițel este dobândită ca urmare a acestei pasiuni. După ce găsi de cuvință să facă exerciții fizice, cu un vițel pentru a-și spori forța musculară. Iată cum procedă. luă un vițel nou născut, cu care se plimba în spate timp de o oră și făcu acest exercițiu zilnic și pe măsură ce vițelul creștea, sporea și forța lui musculară. În timpurile noastre au apărut greutățile și cei drept nici viței nu prea mai sunt. Sper cel puțin că bărbați voinici s-or mai fi găsind. După finalizarea studiilor în Germania, se întoarce în Franța. Știm despre Grigore Sturza că practica susținut exercițiile fizice, că era un bun înnotător, un călăresc desăvârșit și ocazional mai făcea și cât o trântă românească cu câte un oștean mai voinic, obiceiuri pe care le-a păstrat de altfel pe tot parcursul vieții. Și așa au trecut anii până prin 1843, când Beizadeaua noastră în vârsta de 22 de ani se îndrăgostește foarte tare de o frumoasă franțuzoaică de viță nobilă, Credeți că a contat faptul că aceasta era mai în vârstă cu 16 ani decât el? Sau că era deja căsătorită? Nu. Frumusețea, inteligența, magnetismul acestei femei care ținea un salon literar și scria romane siropoase foarte apreciate în epocă, l-au subjugat pe tânărul Grigore și încolți gândul că ar putea să se însoare cu ea. Dar viața dulce, îi fuse întreruptă de tatăl său, care îl chema acasă. Că Mihail Sturza, tatăl Beizadelei, o fi aflat ceva, se prea poate, că doar nu credem că și-ar fi lăsat copiii atâția amar de ani prin țări străine, fără să aibă oameni de încredere în preajma lor. Și Grigore, făcând pe fiul cu minte și ascultător, se supuse, gândindu-se că va convinge pe părintele său cu privire la căsătoria lui cu franțuzoaica. Despre comportamentul Beizadelei avem din nou mărturia acelui aceluiași Duclo, care spune Tatăl său avea de gând să părăsească domnia după câțiva ani, trecându-o acestui fiu pe care îl credea mai în stare decât frate său să țină frânele guvernului. Nădăjduia că, urmând în scaunul Moldovei cu probabilitatea de a transmite descendenților săi, sprijinit de o mare avere, fiul acesta se va putea ușor însura cu fata vreunui mic suveran german și că prin alianțele acestei alianțe va putea număra odată în familie pe cei mai mari monarhi ai Europei pentru a-i înlesni, deci, beizadelei, mijlocul de a-și face partizani în boierimea care, după tratate, avea dreptul să își aleagă voievodul, măria sa îi îngădui să facă din bucătăria și din pivnița sa ce o vrea și tânărul nostru se puse pe chef. În fiecare vineri se adunau la masa sa, boieri mulți, de o vârstă cu el, și se făcea o adunare veselă, mult mai plăcută decât a tatălui său. În acest răstimp îi mărturisi lui Vodă și taina inimii, dragostea ce i-o purta unei franțuzoaice de fiță nobilă, contesa Daș, pe care o sugrăvin cuvinte măgulitoare, ca fiind îndrudită cu toată nobilimea franceză. Vodă înghiți în sec. Dar om matur și cu experiență de viață îl ascultă cu bunăvoință și îi promise că se va gândi la cele ce aflase. A fost doar o măsură prin care câștiga timp de a-și trimite câțiva oameni de încredere la Paris cu misiunea de a afla informații despre această femeie. Între timp, Grigore ceru permisiunea de a se retrage la țară, unde își dorea să studieze și să se perfecționeze în noile tehnici de a face agricultură. Și tatăl său îi dă în administrare moșia de la Perieni, pe care erau case mari, domnești, ocolite cu ziduri ca de cetate, grădini, curți și altele. Așa cum scrie Gheorghe Sion în memoriile sale, publicate în volum în anul 1888, sub titlul Suvenire contemporane, sau cum am spune noi astăzi mai simplu, amintiri. La început, fiul de domn în apartamente splendid mobilate, ducea viață de anahoret excentric și de filozof somtuos ședea zile întregi cu capul între cărți, după ce dimineții le făcea câte o oră de gimnastică. Iar când se simțea cuprins de urât, se scula ca un leu. Ieșea afară, încăleca pe câte un cal sirep și pleca în fuga mare peste câmpuri, trecând dealuri și văi, sărind peste gârle și ponoare și omorând cu un bun pistol ce avea aci o rândunică, aci o turturică sau o gâscă, o cârtiță sau un porc, pe care le plătea de cinci ori mai mult decât făceau, ne spune același Gheorghe Sion. După puțin timp, Grigore își pierdu răbdarea și firea sa năvalnică și dorul după iubita franțuzoică îl îmboldiră să acționeze. Cu ajutorul bunului său prieten din Paris, vicontele Charles Antoine de Bonme reuși să își aducă iubita la perieni fără să afle vodă. Și mai mult decât atât, se și căsători cu aceasta în mare secret. La nunta sa a participat, fără să știe despre ce este vorba, un boier din vecinătate, de care am auzit și noi, cei ce am fost la școală în secolul trecut, și anume Costache Negruții. Acesta, care se împrietenise de curând cu Beiza de -a Grigore, a fost invitat la prânz, împreună cu soția și când a ajuns la moșie, a găsit-o pe contesa Daș în rochie de mireasă și pe fiul lui Vodă în ținută de mare gală. Și ca să fie dandanaua și mai mare, Beizadeaua îi rugă pe soții negruții să le fie nași. Și nu a avut bietul de el cum să refuze pe feciorul lui Vodă, astfel că îi însoții pe tinerii însurăței în biserica aflată pe moșie, unde preotul care slujea acolo sub amenințarea pistolului fu nevoit să oficieze slujba de cununie. A doua zi însă cu noaptea în cap, pe când boierii și țăranii care osteniseră toată noaptea la ulcele de vin și multe feluri de mâncare erau îmbrățișați dulce de moș ene, popa se repezi la mitropolie și arătă pozna ce a făcut. Mitropolitul era cât pe ce să puie ca să-l radă și să-l răspopească. Cu toate acestea, a găsit cu cale ca mai întâi să aducă faptul la cunoștința lui Vodă, ne spune același Gheorghe Sion, și aflând Vodă de cutezanța feciorului său, se supără strașnic și trimise împotriva acestuia corpul de cavalerie al domniei, cu poruncă să-l prindă pe fiul său și să-i îl înfățișeze de îndată. Am aflat că în jurul conacului erau ziduri înalte de piatră și oștenii lui Vodă s-au pus pe asediat domeniul. Prefectul trimise Solie la Beizadea Grigore în care îi înfățișă porunca lui Vodă, dar tânărul și nesăbuitul fiu răspunse cu cutezanță că nu s-a născut încă omul care să puie mâna pe Beizadea Grigore și că el nu se va preda cât timp va fi în viață. Și se organiză cât putu mai bine să facă fața asediului, amenințând că va omorâ pe oricine va îndrăzni să pătrundă în curte. De fapt, nu s-a dus o luptă în adevăratul înțeles al cuvântului. Trupele prefectului au așteptat liniștite până ce oamenii din interiorul domeniului au plecat unul câte unul pe măsură ce se împuținau proviziile. După câteva zile, mai mulți servitori care erau de mare trebuință, bucătarul, vizitiul, valetul, slușnicele, plecaseră. Și tinerii însureței nu prea mai aveau pe nimeni în jurul lor. Acesta a fost motivul pentru care, într-o dimineață, poarta cea mare s-a deschis și Beizadea Grigore, înarmat până în dinți călare pe un armăsar nărăvaș, trecu ca fulgerul printre oștenii măriei sale, și se făcu nevăzut în pădura din apropiere. De îndată ce s-au dumirit ce se întâmplă, o ceată de călăreți porniră în urmărirea lui. Atât pentru astăzi, dragii mei, întâmplări de demult, care atunci când sunt spuse, par doar povești, dar ele sunt adevărate și s-au petrecut aievea. Ce s-a întâmplat cu Beizadea Grigore și cu proaspăta sa soție franțuzoaică vom afla în materialul următor când vom vedea cum a candidat acesta împotriva tatălui său și a vrut să-i fure domnia, cum a participat la complotul împotriva lui Alexandru Ioan Cuza, organizat de boierii proruși, cum a ajuns pașă în armata otomană și alte întâmplări nemai auzite din aventuroasa și lunga sa viață. Vă mulțumesc fiindcă mă urmăriți! Mulțumesc membrilor care prin contribuția lor Răsplătesc strădania povestitorului, mulțumesc tuturor acelora care ați ales să vă abonați la acest canal și să urmăriți aceste materiale, vă aștept în secțiunea de comentarii cu impresii și păreri despre cele discutate și până data viitoare, nu uitați că vă pup, vă iubesc și vă doresc o viață frumoasă!